Salutări tuturor, eu sunt Bobby iar eu Andrei și în acest videoclip vă vom arăta cum să ascundeți sau să redenumiți Recycle Bin-ul. Probabil că multora dintre voi vi s-a întâmplat să ștergeți Recycle Bin-ul de pe desktop și să nu mai știți să-l puneți înapoi. Sau doriți să schimbați numele pentru că vreți ca desktop-ul să fie puțin mai interesant. Sau mai personalizat. Este simplu de schimbat numele, mai ales dacă sunteți în Windows 7. Simplu, click dreapta pe Recycle Bin, Rename și punem coșul de gunoi. Foarte simplu. La Windows XP, redenumirea Recycle Bin-ului este nepermisă, adică nu există opțiunea de Rename. Așa că se poate, deci se poate redenumi, dar cu programe speciale, adică făcute pentru așa ceva. Pentru a-l ascunde, din motive grafice sau pur și simplu vă este indispensabil pentru că, de exemplu, ștergeți cu Shift-Delete direct și nu vă mai chinuiți să ștergeți din coșul de gunoi chiar, din Recycle Bin. Pașii sunt simpli. Dăm click dreapta pe desktop, personalizare, după care mergem în stânga la Change Desktop Icons și dăm pe Recycle Bin. Îl avem bifat, ca să-l ascundem, îl debifăm, ca să-l repunem pe desktop, îl bifăm. Dăm Apply sau direct OK și a dispărut de pe întregul desktop. Îl punem înapoi. Același pas și a apărut. Cam atât a fost, vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați de site-ul nostru www.crazyprojects.net pentru mai multe tutoriale și de canalul nostru de YouTube unde puteți da rate, comment și subscribe.